Procopius din Cezarea, istoria secretă. De ce secretă? Pentru că dacă tipul ar fi publicat-o în timpul vieții lui, i se termina viața lui. Ca să vă explic. El trăia în timpul împăratului Justinian din Bizanț. Și publicase deja niște cărți, una despre război cu goții, alta despre ce se construise în Imperiul Bizantin, numai că aici el își nota ce se întâmpla în momentul respectiv și mai ales ce se întâmpla în cercurile intime ale puterii, mai ales cu familia imperială, cu Justinian și cu soția lui Teodora. E, și nota aceste chestii destul de deschis, amănuntele sunt mai mult decât picante, pentru că Teodora se pare că a fost o prostituată înainte de a ajunge împărăteasă și omul descrie foarte, foarte deschis anumite lucruri legate de viața ei. De aceea și cartea a fost publicată după ce a murit el. Foarte interesant că această carte de-a lungul secolelor a fost chiar destul de cenzurată în momentul când era republicată în diferite locuri. Dat fiind amănuntele, na, să vă dau ca un exemplu, la un moment dat povestește cum Teodora se intra semi-îmbrăcată pe scenă și acolo făcea niște chestii cu rațe. Vreți să aflați mai mult? Citiți în carte. Oricum, dincolo de astfel de amănunte, de tabloid, ca să zic așa, sunt și alte momente interesante despre viața de atunci a Imperiului Bizantin. Țineți cont că în timpul lui Justinian, practic, Imperiul Bizantin a fost la maximul său de putere. Dacă vă place, vă recomand tot o scriere a lui Procopiu Cezarea, foarte interesantă și ea, Războiul cu goții.